Bine v-am găsit, dragii mei! În luna februarie, în luna iubirilor frumoase și împlinite, partenerii mei de dialog vor vorbi cu sinceritate despre iubirea lor de mai înainte sau de acum, despre tristeți, despre împlinirea adusă de copii în viața lor, dar și despre relația superbă de iubire pe care o trăiesc în prezent. Continuă să scrie iubirea cu fiecare miracol pe care îl trăiesc împreună. Sunt atât de îndrăgostiți unul de celălalt, încât nu-i poți privi decât cu sfială, cu uimire, cu ochii în lacrimi. Iubirea lor, regăsită după îndelungi căutări prin viață, ne dă speranța tuturor că mai există dragoste pe lume. Și totuși există iubire. Bine ați venit, vă spun cu mare drag, Silvana și Nicușor. Aș îndrăzni să vă numesc cuplul cu un singur suflet. Bine ați venit! Ce frumos! Bună seara, bine te-am găsit! Pe mine m-ai făcut să lăcrimez așa din primul moment când ai vorbit atât de frumos despre noi. Da, și noi spunem acum uimiți, uite că există iubire. Și Nicușor are ochii lacrimi, deși e bărbat. Se vede că ești tată de fată. Da, și ne-ai făcut... un intro atât de frumos, cuvinte atât de alese, dar să știi că prefericirea noastră reflectă într-o totul realitatea. Mă bucur nespus că ați acceptat invitația noastră la emisiunea Folclorul sub lupă, pentru că este urmărită de publicul telespectator și pentru că voi aveți cu adevărat o poveste de viață și ați venit cu sinceritate să ne dezvăluiți și picanteriile. E drept că eu nu vă știu de atâta timp, pe Silvana o știu de foarte mulți ani și mă bucur nespus că și-a găsit jumătate. Eu știu ce om credincios este și cât și-a dorit să găsească un om pentru sufletul ei. Silvana, ai convingerea că iubirea pe care o trăiești acum ți-a fost scrisă? Da, cu siguranță. Și uite că abia acum înțeleg de ce a trebuit să trec prin atâtea suferințe și deziluzii și dacă ar fi să fac o retrospectivă a vieții mele de sentimentale, personale în general, nu mă refer la partea profesională, până să-l întâlnesc pe el, am avut atât de multe greutăți și faptul că mi-am pierdut mama și apoi a urmat o perioadă foarte tumultoasă și grea în viața mea. Deci, dacă ar fi să rezum, când câteva zâmbete, cât lacrimi, nu știu câte, multe. Însă viața mea s-a schimbat total și a intrat pe un alt făgaș din momentul în care am început noi o relație, că nu pot să spun din momentul în care l-am cunoscut pe el, pentru că noi, la drept vorbind, ne știam de foarte, foarte mult timp și devenisem foarte, foarte buni prieteni. Sinceră să fiu, nu mai speram să îmi găsesc pe cineva, nu știu, lângă care să trăiesc, poate chiar nici nu îndrăzneam să cred, pentru că știm și noi astăzi cum sunt și bărbații și femeile deopotrivă. Să-ți găsești un bărbat serios e loterie curată și responsabil și bun și fidel, că eu aveam și pretenții nenumărate. Adică toată lumea zicea, băi, nu o să găsești niciodată. Să-ți îndeplinească toate obiectivele. Adică tu îl vrei și fidel și eu nu aveam criterii legate de frumusețe, că îl vreau să fie blond, brunet, vreau ochi, nu știu cum. Dar îmi doream acele valori umane pe care și eu le ofer dacă e să ne gândim. Nu, adică, nu știu, așa am fost crescuți, să fim oameni buni, să ne întemeiem o familie, să fim fideli unii altora. Experiențe care în ziua de astăzi nu prea le mai întâlnim. Relațiile se pierd una, două, nu contează că ai copii sau că n-ai. Adică nu mai cântărești nimic în momentul. Te desparți și gata, imediat îți găsești pe altul. Când ți-a furat inima, Silvana, Nicușor? Da, cu sinceritate. Cu sinceritate, draga mea, vreau să-ți spun că înainte de a-mi fura inima, mi-a furat admirația. Eu o cunosc pe soția mea de mai bine de 13 ani și să știi că înainte de a avea o legătură de prietenie, să zic, să devenim prieteni și așa, eu o apreciam foarte mult pentru omul Silvana Răciu. Și poate cei de acasă știu sau nu știu, dar ea este un om cu suflet extraordinar de mare și nu spun că este soția mea, ci faptele pe care le-a realizat spun totul despre ea. De exemplu, vreau să dau acest exemplu pentru că mie mi s-a părut un lucru pe care nu oricine s-ar băga să-l facă. Ea a sprijinit foarte mult într-o campanie la un alt post pe marele artist al țării românești, Nelu Bălășoiu. Dar, într-o emisiune, tot aici la voi, fiind invitat și fiind și ea, era foarte preocupată de faptul că Nelu Bălășoiu era internat în spital,
nu mai putea fi ținut acolo și nu avea cine să-l ducă acasă. Știți care era preocuparea principală a Silvanei? Să găsească un coleg care să-l ducă pe Nelu Bărășoiu acasă. Acel coleg am fost eu. Și multe alte lucruri pe care ea nu le spune și nu vrea să le spună, pentru că o ia ca și ca pe o laudă. Nu, eu sunt exact de părere opusă, pentru că numai prin propriul exemplu putem să îndemnăm pe cei care pot ajuta și care pot face lucruri minunate, pentru că după noi nu vor rămâne decât urmele și faptele bune pe care le-am realizat. Eu asta consider, că în viață trebuie să facem fapte bune. Și atunci, de aceea nu m-aș lăuda și să-ți spun cum văd eu lucrurile. Dumnezeu alege anumiți oameni deschiși spre a ajuta și, practic, noi suntem niște unelte în mâinile Lui. Putem să refuzăm sau să acceptăm să facem un bine. De ce aș refuza să fac un bine? Că de multe ori nu-l fac eu personal, ci prin alte persoane, rugând pe X sau Y, reușim să ajutăm. Și atunci n-ar fi păcat, de exemplu, în cazul lui Nelu Bălășoiu, el săracu ajunsese, nici nu mai vreau să spun cum, și a fost luat de o doamnă de la un cămin din Suceava, gratis, să fie ținut acolo, în urma campaniei viață, respective, da. Dar uite că ai contribuit mult la Eu am fost persoana care a deschis niște uși spre televiziunile respective. Adică am putut să fac lucrul ăsta. Banii nu i-am dat eu personal din buzunarul meu. Ceilalți care au văzut cazul au ajutat fiecare cum a putut. Și fiecare, mai mult sau mai puțin, a făcut câte o faptă bună. Deci de aici Nicușor ți-a câștigat, după cum a spus, admirația, nu? Nicușor mă știe de mulți ani, de foarte mulți ani. El venea la începuturi în emisiunile mele la una postă de televiziune. Dar cum îți amintești prima, scuză-mă Silvana că te întreb, dar aș vrea să-l întrebe Nicușor cum își amintește prima întâlnire cu tine. Uite, cum era îmbrăcată sau ce? Atunci eram celebră ca prezentatoare, da? În momentul în care el a venit. Asta nu m-a întrebat nimeni niciodată și îți mulțumesc de întrebare. Să știi că a fost emoționantă întâlnirea cu Silvana Răciu, pentru că da, atunci era un brand în postul acela. Făcea o emisiune pe care orice tânăr interpret sau orice interpret își dorea să participe și nu știu dacă ea sau producătorul erau foarte selectivi. Dar ți-am spus, ce mi-a plăcut în mod special, că nu făcea diferență. Știi, la început de drum e mai greu să dea cineva 2 lei pe tine, cum se spune în popor, pentru că ești tânăr, nu te cunoaște nimeni, nu știe ce... Sunt mai sceptici. Da, dar ea nu. Ea de la prima întâlnire din emisiune, chiar am fost atunci alături de profesoara mea, Ana Piuaru, și chiar ne-a zis acolo, dacă vreți și aveți ceva de spus în mod special, vă rog să-mi spuneți ca să trec în desfășurător și atunci când vă vine rândul la vorbit să scoatem în evidență ceea ce doriți. Eram la început de drum, nu prea aveam noi... Vezi, eu nu mai țin minte lucrurile astea, că mă comportam la fel cu toată lumea. Ce să scoate în evidență. Da. Dar da, asta am apreciat foarte mult naturalețea ei și nu făcea diferență între marele interpret sau tânărul la început de drum. Asta am apreciat enorm. Dar atunci aveai vreun gând? Nu, eram... Nici nu el era și mic, el e cu o generație de cântat, la cântat mă refer, după mine. Eu am început puțin mai devreme să cânt, apoi am să prezint emisiuni din 2005, emisiuni de folclor, și el a venit prin 2006. 2006. El știe că are tot arhiva. Da, eu nu le-am cu Ani. Cum spun gurile rele, o diferență foarte mare între noi doi, o diferență de vârstă, zic, adică cum aproximativ 4 ani. De... 4 ani. Gurile rele spun altceva. Deci să înțeleg că mai aveți și astfel de... bârfe. Provocări, să zic, multe. Negative asupra voastră ca și cuplu și multe. A familiei. Până să știi că eu nu sunt interesat de aceste lucruri. De ce n-au crezut în noi? În primul rând pentru că n-au știut de relația noastră și oricum și dacă știau, pasul spre căsătorie a fost făcut imediat. Dar de ce ați fost atât de rezervați cu privire la a vă afirma public relația? Pentru că noi eram prieteni de 13 ani, da? Și am zis atunci când am discutat, pentru că noi am discutat absolut totul înainte de a începe o relație de iubire, am zis, dacă încercăm. Atunci când descoperi omul de lângă tine, s-ar putea să-i descoperi și lucruri care nu-ți plac, pe care poți să le accepti sau nu. Sau poate iubirea noastră nu era atât de intensă și rămâneam la prietenie. Și am zis, de comun acord, ar fi păcat să pierdem 13 ani de prietenie dacă o relație de iubire nu ar merge. Încercăm în varianta de iubire,
când ne simțim stabil și credem în sentimentele noastre că pot dăinui până Dumnezeu va hotărâ să ne despartă, atunci vom și spune lucrul ăsta. Dacă nu, nu spunem. Dai dovadă de foarte multă înțelepciune și te-aș întreba de unde e educația asta frumoasă și ce rețică ai de la mamă și de la tată. Povețele pe care ți le-au dat ca tu astăzi, Nicușor, la vârsta de 35 de ani, pentru care îți spun și mulți ani înainte sănătoși, să fii atât de înțelept, echilibrat și cu dorința de a-ți întemeia o familie. Până fără să răspundă el cu siguranță regrete. Lucrurile astea legate de sensibilitate și statornicie și valori morale vin de la mamă. Eu sunt convinsă de lucrurile astea, pentru că educația în cele mai mari puncte e clar mama. Păi tocmai de asta l-am și întrebat. Să știi că pot aborda orice subiect și sunt deschis către orice, dar atunci când vine vorba să vorbesc despre părinții mei, mi-este foarte greu. Și spun asta pentru că am doi părinți extraordinari. Mama este cea care toată viața ei a luptat. A fost, așa cum îmi place mie să-i spun, un colonel. Tot timpul s-a zbătut ca noi să avem tot ceea ce ne dorim, în limitele normalului, să zic așa. Atât cât dar, a putut ea să facă pentru copii. A făcut foarte mult. În primul rând, ne-a educat frumos. Și eu am mai fost și alături de mătușa de-a mea, care m-a crescut câțiva ani, tot cu valori foarte puternice. Eu spun că oamenii aceștia simpli au o inteligență nativă. De exemplu, am învățat foarte multe lucruri, în modul special niciodată să nu faci rău. Pentru că răul făcut întotdeauna se va întoarce împotriva ta și poate de 10 ori mai mult decât l-ai făcut. Chiar dacă vrei să gândești rău cuiva, înainte de asta ar trebui să gândești dacă persoana aia chiar ar merita o răzbunare, să zic. Eu și dacă merită, nu e cazul să... Eu mă pot mândri la 35 de ani și pot spune lucrul ăsta, că eu nu am făcut rău niciunui coleg niciodată. Dacă am putut să ajut pe cineva, am făcut-o cu tot dragul. Și au fost foarte mulți care au uitat. E și cazul soției mele. Foarte, adică și foarte eu am mulți făcut interpreți bine, pe care i-a ajutat. Și, da. Și au uitat. Nu avem nevoie de recunoștința nimănui. Dar se spune că nu trebuie să avem așteptări în da, momentul care dar rămân faptele bune. Știi? Adică rămân dar pentru noi faptele bune pe care le-am făcut. Și pentru Dumnezeu rămân. Pentru sigur, că în ochii lui Dumnezeu rămân faptele pe care le faci, fie spuse sau nemărturisite. Și revenind la părinții mei, da, eu am doi părinți extraordinari, sunt în vârstă și îmi doresc să ne ajute Bunul Dumnezeu să iau cât mai mulți ani lângă mine. Maică-mea este jumătate din sufletul meu, pentru că ea a muncit foarte mult și s-a chinuit să crească doi băieți. Maică-mea s-a chinuit până la 39 de ani să aibă un copil, având înainte 7 avorturi spontane. A pierdut sarcina. Am fiat pe cel care astăzi mi este frate și a rămas însărcinată cu subsemnat, care s-a născut la 6 luni și 3 săptămâni. Cum a binecuvântat-o Dumnezeu pentru fapta la 980 de grame. Atât avea el, 980 de grame la 980 de grame și am fost declarat după o lună jumătate, pentru că am fost avort recuperabil. Mama mea a trăit atât de multe în viață și să știi că ea pentru mine e un ghid. De aceea eu sunt o persoană foarte puternică. Dacă mama, uneori singură, cu doi băieți, cu a reușit să facă față, cu 8 sarcini pierdute, cu doi băieți de crescut, a reușit, eu nu am dreptul să spun că nu pot. Nu am dreptul ăsta. Sunt bărbat și înainte de toate n-am cum să spun nu în fața lui maică-mea, care a fost o femeie simplă și a muncit toată viața ei ca noi să fim ceea ce suntem astăzi. Cât de mândră e cu siguranță uitându-se acum la televizor și văzându-te cu ochii în lacrimi și că ești atât de recunoscător ca și copil, dar sunt și eu impresionată iată de povestea de viața dânsei și pentru că probabil a acceptat că nu va aduce pe lume un copil, a înfiat și uite că Dumnezeu... Da. Știi că așa se întâmplă. Și ai și trăit. Dumnezeu ne dă fel de fel de încercări în viață, vezi? Și... cu siguranță a cântărit foarte mult faptul că am fiat un copil și a dat propriul copil. Silvana, ai fost binecuvântată cu un asemenea soț și tu la fel cu o asemenea soție. Aș vrea să te întreb, de câte ori ați plâns împreună?
Eu și sunt cumva mai plângăcioasă, dar... Astăzi nu am dovedit asta. Da, nu e adevărat, că și am avut lacrimi în ochi încă de la început, de când a început să vorbească la mine atât de frumos despre noi, că iubirea mai există și pe mine tot ce ține de familie mă sensibilizează extraordinar de mult, pentru că asta a fost marea mea dorință și a mea și a copiilor mei, să avem o familie întregită, mare, care să ne aducă fericirea. Nu există nicio realizare profesională care să compenseze lipsa familiei sau nicio realizare profesională care să se ridice la nivelul pe care ți-l dă fericirea unei familii, a unui cămin fericit, a unui cămin împlinit. E minunat să ai o familie și trăim din plin bucuria asta împreună. Și care a fost motivul pentru care ați plâns, să zic amândoi? Păi cel mai mult am plâns și am fost așa foarte emoționați în zilele când am venit acasă cu cea mică de la spital. Nicușor a trebuit să fie un pic mai puternic până atunci pentru mine, pentru că eu aveam o problemă legată de atacurile de panică pe care le tot făceam și mi-era teamă la operație să nu fac încă un atac de panică și el trebuia să fie, stai dragă, liniștită, nu o să ți se întâmple nimic. Deci el se mobilizase cumva. Dar atacurile de panică au fost în timpul sarcinii sau le aveai dinainte de sarcină? Avusesem anterior, eu de frică fix le fac atunci când am născut și prima oară și a doua oară pe masa de operație. Și la dentist, când mi-a fost toată frică, am făcut atac de panică. Deci eu, la mine nu există decât de frică, strict de frică. Nu declanșează și nimic altceva. A fost echilibrul tău. Și el trebuie să fie mai puternic decât era. De fapt, el, în familia noastră, în general, el e puternicul casei. Adică, el spune, eu am 3 copii de crescut, eu am o familie de ținut, nu există, nu pot. Felicitări, Nicușor. Și atunci când am venit, când am venit acasă cu cea mică, de fapt până să venim acasă, i-a și pus-o doar în brațe asistenta pe cea mică și în momentul în care i-a pus-o în brațe, a început să plângă. N-a putut să se... Să spunem întreaga poveste, pentru că a născut în pandemie, eu nu am putut să o văd, nu am putut să asist, nu am putut absolut nimic. Iar mami îmi trimitea videoclipuri cu mica, care era în acel videoclip foarte mare. Eu nevăzând-o, nu mi-am dat seama, am raportat la ceea ce am primit. Mă urcam pe gardul spitalului, apropo, și mă uitam la etajul 2 să văd pe mica la geam. Ce s-a arătat la geam, da, Silvana? Da, da, a venit împreună cu Luca, mi-amintesc, și se uitau. Îți dai seama cât de departe era. Cât ne vedeam, ca... Da. Cât de greu a fost și pentru el, îmi imaginez, da. Nici n-ai dormit, să nu-ți vezi copilul, e foarte, foarte greu, știi, îl dorești atât de mult, îl aștepți 9 luni. Să știi dacă a fost o situație în care chiar am simțit că nu mai pot, asta a fost. Atunci când a născut soția mea, în primul rând, ea, după naștere, a mai rămas 4 zile în spital și într-o noapte i-a ieșit cateterul și a avut dureri groaznice și pentru mine a fost extrem de dureros să nu pot să fiu alături de ea, adică măcar să mă duc să o țin de mână, nu știu, să-i fac ceva, să o mângâi, să-i fac ceva. Dacă eu mă și impacientez, plâng, mă consum, nu sunt rezistentă deloc la durere. Iar în ziua când am născut, eram în fața spitalului și simțeam că nu mai pot. Deci simțeam că emoțional și sensibil, așa. Și norocul meu a fost că tot la Dumnezeu am găsit refugiu, pentru că vis-a-vis de spitalul Pantelimon, pentru că acolo a născut soția mea, este Biserica Mărcuța. Și am fugit în biserică, m-am așezat în genunchi la o icoană și m-am rugat cam 20 de minute și am plâns ca să mă pot descărca. Iar când am ieșit și am ajuns în fața spitalului, am primit un telefon prin care am fost informat, felicitări, să vă trăiască, nota 10, 3,650. Oricum aveți o fetiță, da. Superbă, eu nici n-am avut nicio problemă, adică n-am mai avut atac de panică, deci totul decursese extraordinar. Păi vezi, nu degeaba ți-a dat pozitivismul și starea. Și am plâns în ziua când a ieșit din spital, pentru că revenind la ce am spus, am raportat la ce primise. Poze. Logic, eu le făceam mai de-aproape, așa. Foarte mare, ca o minge. Când a fost o micuță, așa. Și când am ieșit din lift, asistenta să vă trăiască, poc, în brațe. Eu discutasem cu soția mea înainte, eu până nu-și ține capul, nu o țin în brațe. Nu țin copilul, că mi-e frică. Eu nu te ajut la băiță că leșin acolo, eu nu schimb, eu nu fac, eu nu dreg.
Da, sigur. La țin, din prima secundă și ținută în brațe. În prima, de fapt, a doua zi. Că asta de prea multă protecție, nu Nicușor. Da, trebuie să mă ajute la băiță. Cine să mă ajute? Eu oricum eram operată. Hai, i-am zis, hai, ia prosopul, ia aia, fuga, nu l-am mai treabă, vrei, nu vrei? Nu am avut încredere că aș fi capabil de lucrul ăsta. Da. Până nu te-ai văzut în fața faptului împlinit. Da, uite, de exemplu, mă gândeam că în viață scrieți principii, știi? Eu niciodată n-am să fac nu știu ce. Nu e adevărat. Principiile în viață nu sunt atât de solide pe cât considerăm noi, ci sunt doar niște păreri personale care îți întăresc încrederea în tine. Dar nu sunt principii de viață. De exemplu, un principiu de-al meu a fost: eu nu o să-mi iau cântăreață. Niciodată. Eu n-am să rezist să plece nevasta mea la nuntă și eu să stau acasă. Deci eu mor. Și fix a fost opusă a ceea ce ți-ai propus. Dumnezeu decide pentru fiecare în parte. Zicem și niciodată să nu spui niciodată. Nu există așa ceva. Iar la spital, revenind, am plâns tocmai că am primit în brațe o mogâldeață cu cap cât unul meu. Și când am văzut, a zis: tu ești tata, fata mea. Și bineînțeles că am plâns. S-a emoționat. M-am emoționat și am început să tremur. El pare un dur, așa, văd, păi da, și mie în poze, ți-am zis pe Facebook, mi se părea mai reținut, mai rezervat, dar am fost foarte încântată să-l cunosc, să-l văd așa volubil și hazliu. Deci vreau să spun că fisa cea mică îl topește dintr-o privire. Dacă faci o dată, semn că plânge, da, gata, imediat, îi zic, lasă-o și în pătuță să se mai obișnuiască și acolo. Și ea face așa o privire din aia. După nici nu apucă să plângă. O să-i facă tati ce vrea. A, dacă... gata, se dar la câte vă de împlinit, fericit, bucuros acum pentru ce trăiești și cu adevărat o familie frumoasă ți-a dat Dumnezeu și te-a binecuvântat cu ea și, bineînțeles, și pentru Silvana. Dacă ar fi să te întreb de regret, care ar fi regretul cel mai mare, Nicușor? Nu am niciun regret în viața asta. Fiecare acțiune... Nu știu că n-ai întâlnit-o pe Silvana mai devreme, să zic. Nu cred că toate lucrurile nimic. Au... Pentru că dacă aș fi întâlnit-o mai devreme, poate că nu era posibil. Sau poate nu era posibil. Sau eu. Nu, sau... eu nu regret nimic din ce fac în viața asta. Pentru că toate lucrurile pe care le fac la un moment dat, le doresc. Adică doresc să fac lucrurile ăla în punctul acela. Că ulterior lucrurile se vor schimba, eu n-am de ce să regret. Dar, de exemplu, spuneai de principii, ți-ai propus ca după 30 de ani să fii soț, nu, să-ți întemeiezi familie? Nu, să-ți spun formă. Eu, eram prieten și prieteni, amici da. Confidenți, nu, că mulți folosesc termenul prieten pentru iubire. Da. Și îi spuneam, băi, dar e cazul să-ți faci și tu o familie, adică să ai și tu o soție, copil. Eu? Niciodată! Păi cum niciodată? Păi asta e, zic, eu am copii și pot să spun că e cea mai mare fericire, nu există împlinire decât atunci când o să ai propriul tău copil. Și el zice, bă, zice, nu știu cum o să fac, poate de însurat, cine știe, prin absurd așa vreodată, dar copil, nu mă văd, nu... N-am întâlnit persoana potrivită, nu m-a convins nimeni până acum că așa ar trebui să fac. Eu am fost foarte libertin ca persoană. Adică, bine, și acum iubesc vacanțele, nimic de zis. Îmi place să mă să văd cât mai multe lucruri. Și da, nu mă vedeam, cel puțin tată nu m-am văzut niciodată. Am zis, eu nu sunt capabil să fiu tată, pentru că a fi tată include foarte multă responsabilitate. Și cea de după, nu că a venit bucuria pe lume și nu, ai uitat. Așa e. De tată la modul general, da. Nu mai spunem de perioada critică. Și el spunea că el nu vede o relație, adică în momentul în care e un copil, băi, zice, mă căsătoresc, fac un copil și apoi să mă despart, să-mi văd copilul o dată pe săptămână, o dată pe lună, nu concep așa ceva. Adică, pentru mine, familia e familie. Dacă e să fie, dacă nu, nu o să fie niciodată. O să sune clișeic ceea ce o să-ți spun acum, dar să știi că, într-adevăr, eu am simțit atunci când m-am îndrăgostit de Silvana că este sufletul meu perechi. Și nu știu de ce, eu chiar știu că ea va fi alături de mine până la adânci bătrânesc, să zic așa, dacă o da Dumnezeu să le prind. Dar așa simt. Deci eu în momentul ăsta... Deci ai simțit de la început, practic, interior, păi vreau să spun că vorbind. El da, nici exact. Nu a vrut să așteptăm măcar. Eu am zis, mă, hai să mai așteptăm totul, să vedem și noi cum ne înțelegem, cum... Nu, ne căsătorim. M-a soția mea, imediat. Da, soția mea fiind foarte credincioasă. După ce acum am devenit și eu. Să zic așa relația și voi, că spuneați în cazul în care nu merge, nu? Da, adică ulterior te-a cerut de nevastă după ce... Da, tu gândește-te că asta s-a întâmplat foarte repede. Noi după 4 luni de relație ne-am căsătorit. Și știi adică, de ce? De la început pentru până... că
așa cum spuneam înainte, nu mă vedeam tată, nu m-aș fi văzut un părinte prea bun sau destul de responsabil, să spun părinte, așa. Nu părinte, cred că. Păi, ipostaza asta, nu erai, da. Și cu siguranță exact. N-ai fi trecut la episodul următor. Dar să știi că în primul rând, copiii Silvanii au fost cei care m-au făcut să-mi doresc să fiu tată. Ei țin la mine, ei au un tată al lor, natural, nimic de zis, dar ei țin la mine ca și când aș fi un părinte. Eu prefer să spun că sunt cel mai bun prieten al lor, pentru că nu-mi doresc nici titlul de tată vitreg, ci doar cel mai bun prieten al lor. Vreau să spun că atât de multă fericire mi-au dăruit acești copii, încât nu mi-am putut imagina vreodată. Nu știi cum sunt zilele în care vin frân de obosit. De la școală, de la școala noastră de muzică sau de la filmare sau... Și când intru pe ușă și sunt îmbrățișat și pupat și de ce ai stat atât? Sau când mă sună Andrada și îmi zice, da, ce faci? Ai mâncat ceva astăzi? Deci este un lucru... Pot să spun că simt în lăuntrul meu o fericire de nedescris. De nedescris. Și eu consider că dacă așa a fost viața, iar ei stau sub același acoperiș acum cu mine, eu am obligația și responsabilitatea să le fiu ca un părinte. Dar eu la câteva pe tine de iubitor Nicușor sunt, este tu ai trei 10... copii și sufletește considerația. Nicușor este cât 10 părinți, suflete... nu cât un părinte. Să știi că eu nu pot să spun, acum am folosit termenul ăsta, dar eu nu spun nicăieri vreodată, fata Silvanei, băiatul Silvanei, fata mea. Nu există așa ceva. Oare crezi că a purtat o influență pozitivă în viața ta și în a nu-ți spune principii și să ai niște idei preconcepute? Faptul că ai avut și tu un frate înfiat și l-ai văzut fix ca pe propriul frate? Da, mama... Adică a contribuit oare... Nu, a contribuit dragostea copiilor noștri, Andrada și Luca. Ei m-au făcut să-mi doresc. Pentru că, de n-a fapt, făcut de asocierea cu fratele, probabil, Luca, în mintea Luca în mintea lui. Și-a dorit foarte mult o surioară. El s-a rugat la Dumnezeu în fiecare seară ca Dumnezeu să-i mai dea și lui o surioară și să nu mai fie el cel mic, să fie și el cel mijlociu. Luca are 10 ani și dacă îl întrebi, de când mami ți-ai dorit tu? De 10 ani, adică el de când se știe își dorea o surioară. Dar și tu ai crescut în credință, da, tot timpul. Și noi ne rugam în fiecare seară, aveam ritualul nostru și acum copiii se roagă, doar că fiecare stă în camera lui. Atunci ne rugam împreună pentru că eu stăteam cu amândoi în cameră și dormeam împreună. Și mergeam la mănăstire și ne rugam pentru asta, la mormântul sfânt ne-am rugat pentru asta, mami să-și găsească pe cineva care să o iubească și să o facă fericită, să ne iubească și pe noi foarte și mult, adică condiția era obligatorie și să apară neapărat și o fetiță, adică era comanda cumva strictă. Mare și strictă, fetiță neapărat, să iubească persoana respectivă și pe mine și pe ei. Avea multe condiții de îndeplinit. Vezi, din gerașilor le-a fost dorința... Păi să știi tu că sufletele lor curate atunci când se roagă, Dumnezeu nu are cum să nu asculte. Corect. Dar tu, Nicușor, nu te-ai temut nicio clipă că va fi greu? Nu. Nu mi-e frică în viața asta de oricât de greu ar fi, orice s-ar întâmpla. Greu nu. Într-adevăr, am avut un semn de întrebare că n-aș fi suficient de capabil. Am avut eu asupra mea. Oare pot? Adică... Eu am frica asta de a dezamăgi. Eu vreau ca toți cei care sunt în jurul meu și apropiați mie, eu să le fiu un lucru benefic. Nici de cum o povară. Pentru că m-am gândit în prima fază, oare ei mă vor accepta? Mă vor iubi? De cunoscut îl cunoșteau. Da, eu pot să mă atașez? Cum va fi toată situația? Dar vreau să spun că nici nu pot să-ți explic. Au decurs rapid și de la sine. Da. Exact. Copiii și mei totuși iubesc în acest mult. Tablou pe care voi îl aveți și creat, copiii trebuie să țină legătura și cu tatăl. Cum gestionați? Noi nu ne băgăm absolut deloc. Ei dacă vor să aibă o relație și ce fel de relație, le aparține. E strict problema lor. Noi nu ne băgăm, nu ne interesează ce fac, unde se duc cu el, dacă se duc. Noi ne facem datoria de părinții lor și le oferim absolut tot, nu depindem de dacă le dă cineva sau nu le dă. Deci
ce își doresc copiii noștri, Nicușorule, cumpără și le ia absolut tot. Consider că au vârsta la care pot gestiona relația cu tatăl lor natural, să zic așa, singuri. Copiilor în ziua de azi nu le poți impune. Da. Trebuie să le aduci și argumente. Este dreptul lor să facă ceea ce simt. Nu vrem să ni se reproșeze mai târziu, nu ne-i lăsați să facem ce ne-am dorit, indiferent care ar fi dorința respectivă. Este alegerea lor, dacă vor să fie mai răși, să fie mai răși, dacă vor să fie... E strict. Știi cum e? Copiii noștri învață foarte bine și sunt deschiși foarte mult la minte. Dar privesc și voi lucrurile... comunicați cu ei. Da, privesc lucrurile foarte matur. Nu le poți impune nimic. Andrada a terminat cu 10, are... Cea mai mare bursă de merit. Wow. Luca are FB pe linie și abia așteaptă să treacă în clasa 5-a să ia și el bursa respectivă. Ei au banii lor câștigați prin învățătura lor. Felicitări! Și am învățat să gestioneze acest ban, adică alocația le rămâne la pușculiță, iar ei își gestionează acești bani așa cum își doresc. Lucruri... Și bursa la fel. Și bursa la fel, bineînțeles. Iau bani strânși, o grămadă de bani. Eu cred că e bine ca copilul să știe oarecare limită. Eu le ofer tot ceea ce vor, pentru că e datoria mea. Dar învățăm să fie să și responsabil dar cu și banul responsabil. Propriu. Adică dacă, nu știu, să-ți dau un exemplu, nu știu ce exemplu, dacă astăzi am cumpărat o chestie foarte scumpă, da, un Xbox, de exemplu, mâine nu mai putem să cumpărăm încă unul. Dar dacă și-l doresc cu adevărat, adică își doresc sau foarte ceva, mult, poți să umblă la pușculița lor și să-și cumpere. Păi de asta și funcționează atât de bine regulile și lucrurile în casă. Uite, dar Luca noi nu face le impunem. Un lucru extraordinar. Noi le-am impus decât le-am impus. Le-am spus. Este musai să învățați. Dacă vreți să fiți oameni, cineva în viață trebuie să învățați. Adică cumva alegerea vă aparține. Ce vrei să fii? La coada societății sau să fii un om... mândru de vază. Și să te realizezi. Și aleg singuri. Adică altceva ce au de făcut când noi le oferim totul? Decât de învățat. Nu... ei fac și curat și așa, dar când vor ei și dacă vor. Adică nu le impune nimeni, trebuie să faci curat, trebuie să faci nu știu ce. Eu dar cred e că... singura obligație să iar înveți, nu? Ca să fii cineva. Iar voi în aspecte îi recompensați cumva. Un copil poate fi fericit dorințe. Doar când este foarte echilibrat emoțional. E eu adevărat. Așa consider. Și atunci, ei tocmai de aceea simt fericirea asta alături de noi și alături de surioara lor, pentru că noi am încercat atunci când ne-am mutat, pentru că o perioadă am stat în apartamentul soției mele, tocmai în ideea de a renova apartamentul meu și de a crea locul nostru așa cum ni-l dorim. Adică Andrada și Luca și-au decorat fiecare camera lui așa cum au dorit și-au ales culoarea vopselei. Mobile. Și-au ales mobila, și-au ales parchetul, și-au ales draperii, perdele, absolut tot. Fiecare cum a vrut. Și voi ați mers cu ei la cumpărături, da, să înțeleg. Da, ei ce-au vrut, aia și-au luat. Da, exact. Am zis, dacă vrei să-i creezi un colț unde el să fie fericit, atunci trebuie să-l lași pe el să aleagă. Ce vrea, ce rost ce-i ar place. Fi avut să aleg eu o mobilă care poate lui Luca nu îi plăcea. Dar ei n-au ieșit din camerele lor luni de zile. Tocmai de drag ce de era. Da. Și pe dar noi... nici n-aveam voie să intrăm. N-aveam voie, dar nu se mai primea unul pe altul în cameră. Nu, este camera mea. Acum s-au normalizat lucrurile. Pentru că le-ați creat habitatul și locuri intim. Da. Și se simte extraordinar de bine, de împăcat sufletește, de liniștit și lucrul ăsta se vede extraordinar de mult în tot ceea ce fac. Învață bine, nu le impune nimeni, stai 5 ore, 3 ore să înveți. Pe Andrada o tot aud cu orele online, dar de exemplu de Luca nici nu știu când scrie, nu știu când citește, nu știu ce face. Dar cu cine au relație mai apropiată în a comunica lucruri personale, cu tine sau cu Nicușor? Cu amândoi. Cu amândoi, dar mai mult cu maica sa. În special Andrada, pentru că este e fată. E fată, tocmai. Eu da. Sunt mai protectoare. Nicușor e bărbatul. Adică, într-o familie e nevoie foarte mult de elementul masculin, autoritar, și de asemenea de elementul feminin, împăciuitor, mama care tot timpul, hai, lasă copilul, hai, cum sunt mamele, cum sunt de când ne știm noi. Te-ai simțit pregătită să ai al treilea copil sau te gândeai că o să mai dai naștere unui suflețel? Sincer, eu nu mă gândeam că va veni ziua când se va întâmpla asta, deși după dorința lor, cât de mult își doreau ei de ani de zile, zic, cine știe Dumnezeu cum le plinește. Da. Mi-era teamă mie de faptul că nu o să mai am răbdare. Eu, în general, nu am foarte multă răbdare, adică sunt un
sunt liniștită, sunt, dar de exemplu, dorm până mai târziu, mă culc târziu, da, și copiii erau deja mari, adică trecusem de perioadele cu biberoane, cu ei sunt independenți, adică nu depind de mine cu absolut nimic, vor să-și ia de mâncare și iau de mâncare. Și mi-era teamă, zic, să revin la unul micuț, mă gândeam să nu mă depășească cumva și să nu mai am răbdare. Cum și de el avea micușor, i-ai dăruit un copil. Cum și el avea fricile lui și eu aveam temerile mele. Adică totuși e un copil făcut la 39 de ani. Nu mai am 20 de ani. Și sunt convinsă că nu e întâmplător. Și Nicușor a fost un copil, după cum a spus, de 900 de grame. Dar cum i-ai dat vestea lui că va deveni tătic? Păi, dar noi ne-am planificat. Ce veste să-i dau? Că noi urmăream, aveam teste de ovulație, de fertilitate, toate cele, perioadă, aveam calculată. Noi am mai încercat cu o lună înainte de post, adică înainte de postul Crăciunului. Octombrie, da. Și slavă Domnului că nu am rămas atunci, pentru că am descoperit o problemă stomatologică ce a necesitat tratament cu antibiotic. Da, și ar fi fost o mare problemă să-mi fac anesteziile alea și eu să fiu însărcinată. Și atunci chiar m-a rugat Doamne să nu fi rămas în luna asta și nu s-a întâmplat, Dumnezeu știa mai bine. Apoi am intrat în post, nu puteau fi concepuți copiii în post și el a zis, fii atent, dacă în ianuarie nu rămâi însărcinată, nu mai încercăm. Ce ai, mă? Nu, acum eu nu mai am răbdare să stai eu mereu, du-te, vino, gata, e perioada fertilă, e ziua fertilă, vino acasă după programul ăsta al tău, că eu aveam o perioadă așa fertilă, nu tocmai sigură, determinată așa. Și atunci el zice, dacă acum nu s-a întâmplat, gata, nu mai. Și s-a întâmplat. Dar cum ai câștigat încrederea lui Nicușor, Silvana? Totuși o femeie cu experiență trecută prin viață. N-am făcut nimic în mod special, pentru că eu cred că a cântărit mult faptul că noi ne știam foarte bine. În general, noi oamenii, am mai spus-o, căutăm iubirea și așteptăm să vină iubirea, partenerul ideal sau partenera ideală, de undeva. Adică ar trebui să fie necunoscut, să-l întâlnești, să-l cunoști. Doamne, dă-mi iubirea aia. Uite că uneori iubirea e lângă tine. Poate pe omul ăla îl cunoști de atâția ani și habar n-ai că peste nu știu cât timp el va fi soțul sau sufletul pereche. Iubirea poate fi lângă tine și e atât de frumos ca o relație de prietenie să se transforme într-una de iubire, pentru că îl cunoști pe omul de lângă tine. Îl cunoști cu bune, cu rele. Îi spuneam lui, păi tu mă știi, și nemachiată și machiată, și când arăt urât, și când arăt frumos, și când sunt grasă, și când sunt slabă, că fiind prieten, altfel vorbești cu omul de lângă tine. De obicei, la începutul unei relații de iubire, nu prea te lași descoperit. Încerci să fii mai bun, să te aranjezi mai mult, să fii mai frumoasă. Mă gândesc că și în cazul, da, să faci impresie bună. La noi n-a fost naturalețea cucerește cel. La noi n-a fost nevoie să facem impresie bună, ca după aia să descoperim că ăla nu-i chiar așa cum îl vezi tu și tot. Dar unde te-a cerut de soție și cum s-a întâmplat? Ia zi tu iubire, în ce loc superb. Prima mea idee a fost pe un stadion. Și mi-a zis, auzi, dar ce îi zice asta? Dacă te-aș... Pleacă-mă de aici, cum să mă ce să mă duci acolo, să mă faci de râs? Să brâng, da, lasă, mor eu de emoție acolo. Ce mă, eu vreau doar tu și eu. Dar tu de ce ai spus secretul? De ce ai spus planul? Păi dacă o refuzam, dacă îl refuzam. Ți-era teamă de refuz? Pe un stadion întreg. Cine el să se asigure? De bucurie? Ce dacă primeam un nu? Doamne. Și până la urmă, cum te-ai decis? Ce, stai mă la ea acasă. Culoarea preferată, mov. Unde avem cel mai mult mov? În bucătărie. Aici o cer de soție. Și? Erați doar voi doi acasă? Deci el avea inel și nu găsea momentul potrivit și nu-l găsea, că dacă mă întreba pe mine nu-mi plăcea în public, că eu nu vroiam așa, că eu nu vroiam așa. A, deci ai luat-o cu... Și atunci așa de frumos și-a plăcut în bucătărie. Ce a zis el? Și cred că nici n-am mai avut răbdare. Păi cât mă plin cu inelul ăsta, mă, nene, când o mai cer, când mai vine Silvana, momentul. Dar așa inabordabilă să fii. A, apropo de asta cu inabordabilă, el de vreun an de zile, bine, tot făcea tot felul de glume să mă scoată pe mine din stările mele, că eu am traversat o perioadă foarte dificilă și plângeam tot timpul și el, ca să mă scoată din stările mele, încerca să-mi spună că mă place, deși nu era chiar așa, adică el săracul încerca să mă facă să râd. Dar de unde știi tu, dragă, ce era în sufletul meu? Păi așa ți-am spus, acum mai mint și eu uneori, că și minciunea e o vorbă. Mințea, nu mințea. Așa zicea bunica, și minciunea e mama, e o vorbă. Da, nu mințea, nu mințea. El chiar era un prieten bun. Acum glumește, dar nu, el era chiar un prieten bun și prieten așa, în sensul strict al cuvântului. Doar că probabil la început, la un moment dat a început să mă vadă și altfel. Și îmi zicea,
spre finalul anului respectiv. Așa, și avem până martori. Adică zicea, băi, fată, păi oricum, eram la un restaurant, oricum mă dau la stâlpul ăla, oricum mă dau la tine, e tot una. Adică degeaba, orice ți-aș spune eu și eu râdeam. Ha, 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 eu totul luam ca o glumă. Eu știind că el mă tot, adică eu nu-l luam că vai, mă curtează. Era țintat-o nări pe atunci. Nu eram întat-o nări, că eu nu-l luam în seamă. Eu nu-l luam în seamă. Eu știam că în continuare glumește cu mine. Și pe urmă am început să văd, da, ce zici, da, cum ar fi dacă? Și relația noastră așa a început. Cum ar fi dacă? Hai să încercăm să vedem dacă merge să avem o relație. Deci a fost negociat? Nu. Dar ai simțit că de atunci ești îndrăgostit de Silvana? Da. Era îndrăgostit? Da, bebe. Ai, mă. Ai, mă, dacă-ți spun. Nu cred. Pe cuvântul meu. Acum ai aflat la folclorul. Nu, idee, da. Am început, într-adevăr, să o văd cu alți ochi. Da. Și îmi doream să o văd fericită. Dacă și atât vrei de să fiu, mult își dorea să, fiu, să fiu sincer, uram când o sunam și plângea. Uram lucrul ăsta. Adică îi ziceam, acum te îmbraci și ne vedem la Unirii. Să păi n-am bani de taxi, plângi. I-am zis odată, n-am bani de taxi. N-are nimic, lasă că-ți plătesc eu taxiul. Vine-o încoace să nu te mai văd așa, să te scot din starea asta. Știi de ce? Câteodată stau și mă întreb, că nu Dumnezeu dă neapărat. Adică pot fi și alți factori din lumea asta. Un om, de ce un om atât de bun, atât de curat la suflet, atât de iubitor față de seminii săi, să sufere atât de mult? De ce? Îmi puneam întrebarea asta. Chiar, cum să zic, aveam o stare de supărare pe chestia asta. Mă, de ce să merite lucrul ăsta? Păi se spune că oamenii buni sunt cei mai încercați. Da. Da. Și, într-adevăr, nu-mi doream să o văd plângând. Și lucrurile bune ce vin după, cum le mai aprecia dacă n-am trece și prin deziluzii, da, și prin tristeți? Dacă din start ți-ar fi dată o relație, wow, poate nu ai mai fi capabil la fel de mult să o apreciești, să o prețuiești. Dar de ce ai avut acea perioadă atât de dramatică, Silvana, din viața ta? Păi am trecut prin foarte multe nefericiri, prin divorț, prin multe. Nu, nici nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea pentru că le-aș da prea mare importanță și anumitor persoane și anumitor situații și chiar nu merită. Eu consider că oamenii importanți sunt aceia care sunt în viața noastră. Cei care au plecat n-au meritat niciodată să fie lângă noi. Dacă era ceva de capul lor, erau în continuare lângă noi. Și dacă nu merită să le dăm importanță, nici măcar astea, da, mai puțin bune. Întâlneia un bărbat atât de minunat ca mine. Și tu, o femeie atât de... Pa, că la față să știi că sunt frumoșel. Corpul nu mă reprezintă, dar la față sunt beton. Mi-am făcut și injecții. Da, da. Pe cuvânt, vorbesc serios. Că și așa au zis că sunt prea bătrân pentru soția mea și atunci am zis, hai să mă injectez. Să da, arăt și eu super. E prea tână. Au zis, da. Dar astăzi când te vezi la brațul acestui bărbat minunat, te dezici de fostele tale iubiri, că... Toți am trăit și micușor și tu le-ai iertat. Să fiu, dacă ar fi să-mi ofere cineva să spună ai vrea să-ți mai trăiești odată tinerețea? Nu. Eu vreau să-mi trăiesc vârsta de acum și ceea ce mi-oferă Dumnezeu pe viitor. Din foarte multe puncte de vedere nu e vorba doar de relații, ci din perspectiva întregii mele vieți, traiul meu a fost unul nefericit. Pe alocuri cu momente de fericire. Nu vorbesc de satisfacțiile profesionale care au fost extraordinar și de mari. Și greutățile pe care le-ai trecut, da, chiar dar și am, cu pierderea mamei. Dar am trecut prin atât de multe lucruri și prin atât de multe perioade dificile din multe puncte de vedere. De aia spuneam că nu doar de o relație vorba, ci și de asta cu pierderea mamei și faptul că în facultate a trebuit să mă întrețin singură, a trebuit să am grijă de un frate care atunci când a murit mama avea 9 ani. A fost greu. Eu nu aș vrea, vreme, da, nu aș vrea să mai trec încă o dată prin tinerețe. Dar bucură-te că n-au trecut și copiii tăi prin Da, asta mi-am dorit extraordinar de mult. Ei privat de la greutăți. Da, asta mi-am dorit, să fie fericit, să le ofer fericire. Și dar ai avut momente în care poate te-ai descurcat foarte greu ca mamă cu ei și poate au fost și lipsuri în viața ta? Să știi că Dumnezeu m-a binecuvântat cu cel mai mare dar pe care putea să mi-l dea, 2 copii buni. Acum sunt 3. Dar până să încep relația cu Nicușor, aveam 2 copii buni. Și atunci orice problemă am fi avut, chiar și legată de bani, sau ei au înțeles tot timpul. Ei au înțeles că nu se poate mai mult când nu s-a putut. Ei au înțeles să treacă peste anumite perioade mai dificile cu maturitate. Eu am ales genul acela de educație în care nu am ascuns copiilor mei prin ce trec,
ca nici după aceea să fie surprinși și, aoleu, de ce s-a întâmplat așa, sau ei au trăit alături de mine absolut tot ce am trăit eu. Că erau lucruri mai fericite, mai nefericite, ei au știut tot prin ce trece mama lor, adică le-am spus tot ce trăiam și eu, ca ei în cunoștință de cauză să nu judece mai târziu. Greșit, de altfel. Pentru că atunci când nu știi, ai tendința să ai și tu propria ta părere, care uneori poate fi eronată. Și ei prin... Cum a înțeles și Nicușor, pentru că ne spunea puțin mai devreme despre copilăria pe care a avut-o și felul în care și-a perceput mama, clar, ca fiind una puternică. E admirabilă. E greu ca și părinte, în condițiile de viață pe care le-a avut ea la momentul ăla, să crești doi băieți, dar uite că a crescut un băiat extraordinar. Eu am spus, apropo de asta, că vreau, de mult îmi doream, că vreau să cresc un băiat așa cum mi-ar plăcea mie să fie un bărbat în viața mea, ca să nu mă înjure nimeni mai târziu, și am zis că vreau să dau lumii ăstea doi copii buni, doi oameni buni, că e plină lumea de oameni așa cum n-ar trebui să fie și că e datoria mea ca mamă să fac din ei doi oameni buni, cu orice riscuri. Chiar și mai certați, pe care chiar și mai... Da, da. Dar care a fost, Silvana, cel mai nobil gest pe care o femeie îl poate face din iubire? Păi, cred, na, faptul că i-am dăruit un copil, cred că nu poate fi ceva comparat care să, cu altceva, da, sigur, da, să fie mai presus de asta. Să dăruiești o viață, evident, cu ajutorul lui Dumnezeu, că fără ajutorul lui puteam să-mi doresc eu să-i ofer un copil mult și bine. Eu cred că e cel mai frumos dar. Și Anastasia s-a născut la câteva zile după ce noi am împlinit un an de relație. Și de ziua surorii. Nu de relație, de la căsătorie, scuze. Și da, de ziua surorii mai mari. 24 în familia, da, voastră. Și el nu a vrut inițial, a zis că nu, cum, de ziua Andradei, lasă să aibă și fata. Am zis să avem doi copii, să-i sărbătorim în aceea zi, da? Nepunând la socoteală diferența de vârstă. Da, dar, na. Dar să fie venirea, nașterea celui de-al treilea copil, Anastasiei, cel mai frumos moment al poveștii voastre de dragoste de până acum. Eu cred că vor urma și altele, pentru că vor urma este realizările copiilor noștri. Este unul din punctele frumoase. Da. Pentru că... Unul foarte important. Da, foarte important și frumos, dar mai avem puncte de acest gen, pentru că înainte de a veni Anastasia, a fost Andrada și Luca, cei care ne fac în continuare, de atunci și în continuare, o grămadă de bucurii în fiecare zi. Știi ce pregătește Andrada? Pentru ziua îndrăgostiților, ea vrea să ne facă surprize. O masă specială pentru da, mami. Da, eu am văzut la voi pe Facebook că v-am mai surprins. Ne-au mai făcut, da, de... da. Păi da. Voi chiar aveți motive de fericire și întotdeauna de bucurie cu asemenea frumusețe momente de frumoase, familie, da. Sincer. Eu zic că decât... Iar tu, Nicușor, ești iubit de soție, de trei copii, de părinți, de toți cei dragi ție. Da, eu zic că nu mai vrem. Nu ne mai dorim decât să fim sănătoși. Să ne bucurăm de tot ceea ce ne dă Dumnezeu. Să ne bucurăm de ceea ce ne oferă și, bineînțeles, să-i vedem realizați. Eu am această dorință imensă de a-i vedea pe toți trei așezați fiecare la căsuța lor. Și recunoscători vouă ca părinți. Nu neapărat, pentru că la un moment dat părintele devine ușor povară. Bătrânețea... Zice el, eu nu sunt de acord cu el. Dar pentru că am vorbit de momentele fericite și frumoase ale poveștii voastre de dragoste, după cum am spus și la început, care a fost cel mai dificil moment în relație sau în căsnicie? Și cum l-ați depășit? Pentru că în cupluri trebuie să vorbim și de aceste lucruri. Nu și momente fericite și momente mai puțin. Eu sunt un om care dezarmează repede, în general, la probleme, așa, și el e puternicul din cuplu. Deci eu tot timpul, dacă am o problemă, plâng. El e cel care rezolvă totul. E o atitudine, de fapt. E atitudine. Și de aceea nu avem momente critice, zic, mici certuri și așa, și da, se mai întâmplă, ne contraziceri, pentru că avem aceeași... sunt constructive și conflictele. Avem aceeași meserie și majoritatea discuțiilor în contradictoriu sunt strict legate de meserie, de muzică. Da, noi vedem, eu văd lucrurile într-un fel, el le vede într-un alt fel. Opinia diferită. Lucrurile astea sunt constructive și într-o echipă, voi, de exemplu, aici la televiziune, unul vede așa, unul vede asta într-un fel. Eu cred că ar trebui camera asta pusă aici, să aia dincolo. Avantajul relației noastre este că am avut-o pe cea de prietenie.
De exemplu, eu recunosc că nu sunt un bărbat atât de model, să zic. Sunt dificil ca și caracter. Adică am uneori nemulțumiri legate de lucruri nesemnificative. Da, exact. Cel mai important lucru este că soția mea știe cum să se comporte în momentele când eu poate nu sunt la locul meu. La modul că... Sau te lasă să... Îl lasă în ale lui, da. Și nu le enervezi mai rău. Adică nu stau cu gura pe el. Dacă îl văd că e nervos și eu să pun paie pe foc. Nu, îl las în ale lui. Și eu sunt exact ca un foc de paie. Adică acum... am zis că plecăm la 3. Hai că e 3 jumate, hai să ieșim o dată din casă. Da, sigur. Dar în 5 minute, da, stai, dragă, că începe la 5. Hai, stai și mai machiază-te, îmbracă-te. Adică să schimbă situația. El eu zic că e un lucru extraordinar. De exemplu, fii atent, zice el dacă zice, hai să cumpărăm. Are tendința de mult să zic, nu, ce ne mai trebuie? Unde le mai punem? Eu sunt cu mobilă, să mai cumpărăm mobilă. Am 5 cm de mobilă aici. Gata, mai vreau un dulap, un corp, nu mai luăm nimic, lasă-mi pace. Dar de ce atâta mobilă, măi, Silvana? N-avem unde să ne punem lucrurile. Da. Eu tot timpul n-am unde să-mi pun lucruri. Deci orice avem o cameră de 28 de metri pătrați. Și pe el trebuie să-l iei cu binișorul. Acu să mai ai un corp, peste o lună cu un corp, peste... Hai să o spunem pe aia cu canapeaua ta, mort în bucătărie. Aia cu canapeaua, da. L-am prins într-un moment prost și zic, eu rămăsese un loc, uite cam cât e canapeaua asta voastră aici. Și în fața unui calorifer. Caloriferul ăla se vedea urât așa, de sine stătător el acolo. Bă, zic, aici ar fi frumos o canapea. Una mova, e de o văzut deja. Păi unde să găsim noi atât de mică? Și lasă-mă nebică, nu mai vreau nicio mobil. Păi una micuță așa, stai, îți fumezi țigara, îți bei cafeluță aici lângă geam și așa, n-ai voie să fumezi în casă? Nu. Nu luăm nimic, nu mai luăm. Păi zic, hai să-ți o trimit. Nu, n-ai bine canapea, așa aici mai punem canapea. Eu zic, să știi că am găsit o canapea. Nu luăm nimic. Cine intră a doua zi cu mare canapea pe ușă, în brațe, nu cred. Păi n-ai zis, mă, că nu vrem. Păi m-am dus, am văzut-o. Și asta și-a meditat, măi, Silvana, și s-a gândit că nu arată rău. În ideea în care, așa e, eu la geamul de la bucătărie stau și îmi beau cafea. Așa. Mă, zic, parcă n-ar fi rău, mai rămân 30 de centimetri în partea aia, 30. Că a început și el hai să calculeze ca tine. Hai să eu iau. Și m-am dus cu ea brațe pe ușă. Și cine intră? El cu canapea brațe. Păi n-ai zis, mă, că nu vrei. Dar știu că tu ești fascinată de culoarea mov, dar cum l-ai determinat pe Nicușor să-i placă mov. Păi eu nu l-am determinat. Cumva s-a obișnuit săracul. Ce să mai facă? Prima dată când a venit la mine, prima lui poză, când a dormit în garsonieră, este într-o lenjerie roz, în canapea mea roz. Să nu dai presei niciodată în viața. Deci el, decât capul să vede, totul era, camera era albă, dar mobila era roz, canapeaua roz, totul. Și el, zice că e fetiță, așa, canapeaua aia, ca domnișoară. Și dacă vede cineva poza asta, după aia s-a obișnuit, adică a trecut de la cameră roz, că acum are Andrada cameră roz, deci nu puteam să o copiem, a trebuit să ne facem alb cu mov. Și, sinceră să fiu, ne-o făcusem albă. Mobila am ales-o albă. Dar era prea mult alb, zice că ești într-un spital. Și am zis, băi, eu nu mă simt bine deloc în camera asta. Și ce ați modificat? Pereții? Da, draperiile. După ce a zugrăvit și a făcut tot, a făcut din nou. A mai făcut doi pereți mov. Și pe urmă și mi-a mai venit o idee. Să facem și, cum se numește? Baghetele, decorativă. Zice, unde e peretele mov le facem albe și unde e peretele alb facem baghetele mov. Și a stat el și le-a vopsit. Eu m-am gândit la un liliachiu așa, că aveam noi în perdea. Un liliachiu, un mov, draperii mov. N-aș fi ales, că zic, mă mai cer cu el că iau movul ăla puternic. Lasă, un liliachiu acolo mai, să fie cumva între. Și el a ales movul ăla puternic. Păi zic, cum mă e sigur? Da, pentru că nu era contrastul suficient în nuanța pe care o ales este soția mea. Era prea deschis. Nu se crea contrast, având foarte multă mobilă albă, ceilalți pereți albi, nu se crea contrast. Și acum în camera aceasta cu flacăra violet, care a fost cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care ți-a făcut-o Nicușor, Silvana? Dar noi ne facem mereu declarații de dragoste, chiar și când ne supărăm. Fiate, ne-a zis preotul așa, când ne-am spovedit, zic, e cam aprins, părinte, se cam aprinde repede așa la mânie. Și zice, doamna Silvana, păi când vă spune, să ia dumneavoastră, să-i spune, ce drăguț ești, te iubesc, ești frumos, așa-i fac. Acum așa-i fac. Și, de exemplu, mai dormim separat. Pentru că, și copiii vor să dormă cu mami, adică trebuie să le dăm și lor importanță. Și atunci el mai doarme în camera lui Luca, pentru că trebuie să se trezească de vreme și să nu o trezească pe cea micuță. Și să se odihnească. Și să se și aia mică doarme, nu e o problemă, dar el nu stă cu grijă măcar acolo. Și după ce plecăm, nu știu, noapte bună, îi scriu.
te iubesc. Somnușor, dragostea mea. Care adică dintre voi face declarații mai multe și le trăiește mai intens? Nu cred că... Dacă îi spun eu te iubesc că mă răspunde, de asta mă mod egal. Da, deci noi dacă îmi spune tot ea, timpul în casă ne facem chiar și momentele după care ne-am certat sau ne-am ciondănit sau ne-am aprins sau... Cum te vezi peste 10 ani, Nicușor? În aceeași formulă, dar un pic mai bătrân. Și tu, Silvana? Sper că nu mai grasă. Doamne, sper să slăbesc. Da, peste 50, unde și cum vezi fi? Eu mă văd bunică. Eu mă văd bunică, vreau să-mi crez nepoții. Ce bunică iubire peste 50 de ani, e străbunică. O să fiu și străbunică. Eu vreau să ajung, Doamne, să-mi ajute Dumnezeu să trăiesc și să fiu sănătoasă, să-mi văd nepoții, este visul meu. Să-i și crezi și eu să fiu în vacanță. Dar el zice că el nu vrea, el vrea să ducă în vacanță. Păi vrea să-și trăiesc la pensie, vreau vacanță. Păi luăm și nepoții în vacanță. În vacanță, mă duc la Clubul Seniorilor. Ai, Doamne. Și mă duc pe la un mic Bruxelles, o Viena, dacă ar fi să te poziționezi peste acești 50 de ani imaginari, să privești înapoi și să-i mulțumești lui Nicușor pentru tot. Pentru ce îi mulțumi? Nu i-aș mulțumi lui, cât i-aș mulțumi lui Dumnezeu, pentru că El a venit în viața noastră. Pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu nu s-ar fi întâmplat lucrurile astea. Și apoi poate am și la 85 de ani că suntem bătrâni, ne mai mulțumim. Dar tu iei, Nicușor. Tu mie ne-ai mulțumit? I-aș mulțumi și eu tău lui Dumnezeu. Nu, dincolo de asta, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi adus împreună, noi ne știam de atâția ani care era probabilitatea să ne transformăm noi relația noastră din prietenie în iubire. Mai ales că nu aveți planuri pentru asta. Exact, niciuna. Dar când Dumnezeu vrea și are planuri pentru tine, păi poți să fii tu și să ai principii, ce fel de principii ai avea, cum a fost cazul lui. Și eu zic că totuși vârsta nu reprezintă o stare pe care ar trebui să o resimți. Și eu mă văd la 85 de ani, dacă vrea bunul Dumnezeu să-i prind și să dea Dumnezeu, tot îndrăgostit, tot la fel de zurliu cum sunt. Cei de acasă nu prea mă cunosc în varianta... Adevărată. Da. El e foarte glumesc, foarte... Da, eu la televizor, într-adevăr, sunt un pic mai serios, fiind și profesor de canto, avem copii și atunci sunt un pic mai sobru. Dar eu, ca fire, sunt o persoană foarte veselă și foarte optimistă. Haioasă. Da, niciodată nu cred că îmi poate da Dumnezeu ceva sau se poate întâmpla ceva din care să nu ies. Eu mă gândesc că îmi doresc foarte mult să ne vedem copiii realizați, fiecare la casele lui, rânduit, și apoi... Asta dacă se întâmplă până apoi, la 60 de ani, iubire, vorbeam de 80. După aia plecăm în vacanță. O să-și trăiască un bătrânețe, că acum le dedică viața copiilor și să-i vadă mari, să-i vedeți, mă rog, amândoi, dar asta vis-a-vis de dorința lui, și după care o să-și trăiască bătrânețe. Și acum la 85 de ani, dacă nu mergi... Nu le dăm la 3 copii, le dăm lor, de unde mai avem bani de vacanță? Dacă la 85 de ani nu vrei să mergi în vacanță, stai acasă cu strănepoți. Da, corect. Și tu cu cine te duci? Păi ce mai faci? Că nu mai sunt bun de nimic atunci. Poți să pleci singur, nu? De ce mai sunt bun? Dacă să zic bună dimineața, hai să bem și noi o cafea. Poți să pleci în vacanță singur. Nu mă voi, îl credeți că el pleacă el singur în vacanță. Așa a lăsat mama natură. După 70 poți să mă las să mă duc cu cine vrei tu, oriunde vreau eu. Am toată încredere. Nu, ai nicio șansă. Mai bine să fie câinele care latră și dar eu și acum am încredere să-i las. Dar eu vorbesc serios. După 70 de ani, ce rost are. Poate să mă las să mă duc și cu... Nu, dar el este genul de om dedicat familiei. El glumește, dar și acum, dacă se dă vreo femeie la el, el zice să ferească Dumnezeu să vadă cum mă comport eu. Da, zice că e o jignire. Cum? Dacă știe că eu am familie, am soție, am copii, ce înseamnă asta? Cum să... Dar nu mi se pare, nu firesc. Se pare firesc. Și mi se pare că bărbatul trebuie să ia atitudine, nu? Dacă vrei să cucerești o femeie. O femeie care vine și ți creează avansuri și mai ales că știe că ai acasă copii, soție, clar, calitate n-ai de unde. Cum procedează cu tine, va proceda și cu următorii 10. Așa că eu am încredere în el din punctul ăsta de vedere, deși eu sunt o persoană geloasă, să știi. Da, chiar. Cine e gelos în familia voastră? Domnișoara. Silvana? Și Ionita. El e. Și el e gelos. De ce nu recunoști ca și tu ești? Bebe, te-am sunat de 3 ori. De ce n-ai răspuns la telefon? Ce planuri ai avut? El de obicei își uită telefoanele pe silențios sau nu mă... Nu, dar mă deranjează că nu mă bag în seamă. Adică dacă știi că eu am plecat, e clar că te sun până te zăpăcesc. Dar știi de ce? Că eu mă consult în toate cu el, nu ca să-l verific sau așa. Dacă vreau să-mi cumpăr ceva, păi nu pot să-mi cumpăr, că vreau să-mi spună, îți stă mai bine pe tine aia sau aia altă și el, dacă nu ai răspunde... Ai nevoie de o confirmare, da, din partea eu sunt genul de om care mă consult în absolut orice cu el. Ce facem? Ce căruță îi luăm? Ce pătuță îi luăm? Ce...
nu știu, hăinuțe, bebiței, ce... Adică eu, la absolut orice, nu-mi iau singură decizia. Hai să facem pe nu știu ce lucru. Asta înseamnă că e de importanță soțului tău. Dar și eu să știu și că atunci, procedez. Și atunci, de-al tot sună așa, ca motive, nu că sunt eu... Nu că sunt geloasă, că doar știu unde merge. Merge la școală, la filmări. Care e ideea voastră de fericire pământească? Eu zic că pentru a atinge fericirea asta extraordinară, trebuie înainte de toate să iubești cu adevărat. Să iubești cu tot sufletul. Tot ce te înconjoară. Și dacă mă rezum la soție, soț și așa mai departe, în același timp cu iubirea să vină și respectul. Dacă există aceste două ingrediente, nu se poate să dai rateu. Pentru că atâta vreme cât îți respecti și îți iubești ceea ce ai acasă, nu vei avea ochi niciodată pentru altcineva și în niciun caz n-ai putea să întorci capul după cineva și să revii acasă să te uiți în ochii soției sau a soțului și să spui ce. Consider că dacă ești suficient de matur, faci lucrurile așa cum trebuie să făcute, iar dacă ai luat un suflet alături de tine, trebuie să-l iubești așa cum și e, așa cum se va schimba și așa cum vom ajunge, pentru că viața... Nu vom mai fi nici frumoși. Da, viața te schimbă. Vorbești de mine acum. Da, nu de mine vorbeam. Nu vom mai fi nici frumoși. Eu, tu, da. Eu merg să-mi pun botox. Da, tu treaba ta dacă vrei. Nu mă las. Nu te lași, eh? Și un cântec. Nu mă las și nu mă las. Și dacă capeți niște kilograme în plus, ce și ce dacă nu-mi pun corset? Da. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Vreau să vă mulțumesc pentru lecția voastră de fericire de pământească optimism. Oferită astăzi la Folclorul sub lupă. Și telespectatorilor mei nu rămâne decât să le spun că până data viitoare să mai îmbătrânim puțin alături de cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere, dragii mei!